Fie că avem probleme medicale, fie vrem să fim atenți la postura corporală și starea de bine, exercițiile fizice sunt necesare dacă vrem să avem o sănătate de fier. Pentru Iulia, kinetoterapia face parte din viața sa de mai bine de un an de zile. Am făcut sport în adolescență și mi-a plăcut foarte mult chestia asta de mișcare, să ajut oamenii când ești accidentat și trebuie să recapeți forța și rezistența musculară. Își amintește cu drag de primul pacient cu care a trebuit să lucreze cot la cot. A fost o provocare pe care a acceptat-o fără să se gândească de două ori. Kinetoterapia este adresată tuturor categoriilor de vârstă, inclusiv bebelușii și persoanele până la persoanele în vârstă, cu probleme ale articulațiilor, dureri de spate. Fie că alegem să mergem pe bandă, fie că alegem bicicleta sau exerciții pe saltea, kinetoterapia reprezintă una dintre ramurile care ne ajută să ne căpătăm mobilitatea. Totuși, cei care au afecțiuni medicale sau interdicții trebuie să țină cont de câteva aspecte. În funcție de patologie și de stadiul bolii, putem începe de la 3 ședințe pe săptămână și domnul doctor ne spune că putem termina ședințele de kinetoterapie. Kinetoterapia are rolul de a corecta o deficiență a corpului, fie a cardiovasculară, fie respiratorie, fie neurologică, neuromotorie. Bun, pe când gimnastica o poate face oricine, aproape oricine. Octavian și-a transformat și el pasiunea în meserie, iar de atunci nu își vede viața fără kinetoterapie. Am gândit să fac lucrul ăsta din nou. Prima campanie a decurs foarte bine, a decurs foarte bine, nu mă așteptam la un număr atât de mare de persoane, primeam telefoane foarte des de la oameni, îmi pare rău că n-am putut să-i ajut pe toți pentru că primeam din toată țara. Pe lângă beneficiile care se observă încă din primele ședințe, kinetoterapia este o bună metodă de relaxare și reducerea stresului.